Hai, salut băieți și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Astăzi am hotărât să reacționez la tortura supremă. Am găsit un video pe internet cu un nebun care a luat un PlayStation 5 nou-nouț și l-a distrus. N-am văzut clipul înainte pentru că vreau să vedeți reacția mea sinceră. Am văzut că este foarte hituit în comentarii și are foarte multe dislike-uri pentru că lumea cere PlayStation 5, nu este și se vinde la suprapreț sau nu se găsește. Iar ăsta l-a luat și l-a distrus. Așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like să strângem peste 10.000 de like-uri la acest video. Și o să fac un video viitor în care o să găsesc pe... Adică am găsit deja pe unul care distruge și un PlayStation 5 și un Xbox X sau nu știu cum se cheamă exact ăsta ultimul de la Xbox. Dar oricum am vrut să reacționez la video ăsta pentru că vreau să fiți părtași la acest măcel. Că ăsta e măcel, n-ai cum să-l numești altcumva. Aici este clipul. Ăsta este psihopatul. Haideți să vedeți și voi. Ia uite-l. Deci ăsta este PlayStation-ul. Ia să vedem puțin mai tare. Ia să vedeți și voi. Bine, după cum vedeți, cutia a mai fost desfăcută. Adică omul clar s-a jucat pe el, dar este originală cutia, cel puțin cutia. Vreau după acest video, după ce îl privim pe tot, să scrieți în comentarii dacă este original sau nu, pentru că poate voi aveți ochiul mai format decât mine. Bă, până acum e tot original el. Mam. Da, a distrus cutia. Cutia originală Sony. Băi, vă dați seama că alți oameni au stat poate zilele întregi la cozi, au făcut precomenzi, au plătit la suprapreț. Atenție ce vă spun. Și ăsta ia și îl distruge, îl face praf. Nu e posibil așa. Nu e uman. Nu e uman. Ești un nenorocit, băi. Canalul se cheamă canalul Dezdrobire. Poate vreți să vă uitați și voi. Am zis, că e munca omului, nu vreau să-mi asum eu. Bine, în engleză probabil are altcumva, că canalul este internațional. A distrus cărțile, dă-le încolo de cărți, ce-ți trebuiesc? Ce? Mamă, bă, las-o, frate! Nu! 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 Maneta! Deci ăsta este controllerul, băieți. Uitați-vă și voi, bine, arată că s-a jucat pe el, gen, se vede, dar arată original, ăsta e. Nu știu, vreau să scrieți în comentarii, văd care toate nebunile pe el, arată foarte bine. A și pornit, atenție! Aaaa! Nu! Au! Au! Deci vă jur că am lacrimi în ochi. Vă jur că am lacrimi în ochi. Asta a fost și controlerul, băieții. Hai, salut! Păcat de el, bă. Cu ce a greșit, mă, PlayStation-ul ăsta? Deci mă gândesc așa... Aici nu mai are nimica. Da, clar, l-a desfăcut înainte și s-a jucat pe el. Ma, cablurile. HDMI-ul. Mam. Asta e ăla, probabil de încarci maneta cu el, știi? Ăla este. Ăsta nu știu ce e, cred că e un suport, ceva de genul. Pentru el sau nu știu. Nu dau seama, să-mi ziceți în comentarii ce e chestia asta neagră. Chiar o să mă uit și stare curios. Bine, ce a fost de fapt? Că a distrus-o, nu, omul e psihopat. Mă, ce inimă să ai? Gata, asta a fost și cutiuța. Ți-ai bătut joc de noi? Mamă, și clipul din 20 noiembrie, atenție. Deci ăsta de când are PlayStation 5? Mamă. Vai de cap, uitați-vă și asta este cutia originală, deci să nu vă gândiți că... Gen, să nu vă gândiți, domne, că asta e altceva. Asta este cutia originală, dar înăuntru nu este PlayStation, nu? Că poate unii vă gândiți că nu arăta, nu. Deci este goală cutia, după cum se poate vedea. Mă, sărăcate. Bă, nu pot. Ăsta e masacru în direct! Masacru! Hei! L-a scos. Hai, distruge-o și pe alții. Și mama măsii. Dă-i și cu cartoanele pe
Pe foc vorba aia. Fă-le praf. Băi. Nu. Deci am pielea de găină, jur. Mi-e frică. Încă o dată, ce slab cu sala, să părăsească acum inima. Mamă, e original. Fai de capul meu. Uitați-l. Băi, teroristule! Da, el e. Mie așa îmi pare original, vreau să scrieți în comentarii dacă greșești sau nu. Văd are toate ăștia. Da, ăsta e, ăsta e original, ce să mai ne așa pe noi. Mamă. Ăsta e masacru, băieți. Hai. No. Te rog eu, nu. Te rog eu, nu. Săracul PlayStation. A sărit PlayStation-ul la... Ați văzut? Ia, că dăm înapoi. Deci l-a pus tot. Și uitați-l cum a căzut. Da, s-a rupt o bucată. Îl mai pune o dată. Vai de mine. S-a blocat, ești nebun? Hai. Rezistă, ce să mai reste, e terminat, gata. Pa, adio muchachos. Asta e tortură, băieți. Asta e tortură! Ieși afară. Omul ăsta nu mai merită în viața lui să mai bun PlayStation. Bă, da, că erau peste tot, da, bă, înțelegeam. Dar e foame, frate. Lumea moare în casă de foame de PlayStation 5 și tu le iei și le distrugi. Bravo, mă. Ia să vedem, îl prinde? Bă, nu, bă, nu-l prinde, ești nebun. L-a luat, gata. Go play outside, du-te și joacă-te afară. Păcat de el, bă, a fost un PlayStation bun. Nu știu cu ce a greșit ăsta în fabrică. Iau-te RAM-ii sau ce erau acolo, că nu știu dacă era, dar eu, bă, o avea RAM. Nu știu, am văzut acolo niște plăci, am crezut că-s RAM-ii sau orice era, oricum. Nu, n-are RAM, că ce idiot sunt. Oricum, nu mă interesează ce are, ce nu are. Da, pa. Bă, nu-l poate duce presa, sunteți nebun. Bă, o să cumpăr și o presă de-asta. Deci vreau să-mi stați în comentarii și... Nu știu unde să găsesc presă. Ia că o să ajung acum când termin clipul, caut pe internet și îmi cumpăr și o presă de asta. Mamă. Bă, ești nebun? Nu o duce presa cât de gros e. Ia uitați-vă acolo, nu știu ce are procesorul. Bă, nu-l duce. E prea gros. Mamă, baterii, bă, să nu faceți treaba asta acasă, că e prea periculos. Vai de mama, uitați-vă și voi ce-a mai rămas dintr-un PlayStation 5. Asta e hardul, cred că. S-a dus, gata. Pa, muchacho. Muchacho. Am oprit la o secundă. Ia, că ne bag o reclamă de aia puternică acum. De la Itoro. Îmi ba piciorul, nu. Deci credeți-mă că mi se pare absolut groaznic. Nu, că nu mă deranjează reclamele dacă asta vă întrebați. Chiar n-am nicio treabă, nu. Da, dau skip aici, ce să... Le mai las, dar gen... Când fac altceva, știi? Când gen mă uit la un video și mă joc pe telefon, dar oricum. Ia uitați procesorul, băieții. S-a dus, patati! Băi, omul ăsta, un terorist și un jnapan de prima mână. Are 52.000 de like-uri clipul. Și 12.000 de like-uri. Ăsta e tot ce am rămas din PlayStation 5. Deci așa arată un PlayStation 5 pe care probabil și tu-l vrei. Și asta este... Da, băieți. Cam atât cu acest video. RIP PlayStation în comentarii, vă rog. Un moment de reculegere, nu, deci
N-am cuvinte. N-am cuvinte. M-am... Nu știu, sunt așa, sunt dezamăgit, sunt... Cum unii oameni, vorba aia, mor în casă de foame de PlayStation 5 și noi... Și ăsta le distruge. Asta e lumea în care trăim. Hai, pa!